În fiecare an, pe data de 11 noiembrie, credincioșii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Mina, făcătorul de minuni. Acesta era egiptean de neam, cu credință creștină și cu slujba ostași în armata romană. Atunci împărățeau Diocletian și Maximian, împărați păgâni care au dat poruncă în toate părțile ca și creștinii care nu se vor închina idolilor să fie munciți și omorâți toți. Fericitul Mina, nerăbdând să vadă nevoia aceea, nici voind să privească cum se cinstesc idolii cei fără de suflet, și-a lăsat ostășia și s-a dus în munte, în pustie, mai bine voind a viețui cu fiarele decât cu poporul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și umbla din loc în loc, prin munți și prin pustietăți, învățând legea Domnului, iar cu postul și cu rugăciunea, curățindu-și sufletul său, slujea ziua și noaptea adevăratului Dumnezeu. Cu o seară înainte, pe 10 noiembrie, la Biserica Nicuț din câmpul lângă Mușcel, cu hramul Sfântului Mina, a avut loc un praznic de pomenire. Mai mulți preoți de la parohiile din Mușcel au fost prezenți. Celui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl păgăduise bisericii tale. Tot cu rugăciune îndată l-ai tămăduit, asemenea și femeii cele mute i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut în tine și a venit la credința creștină. Oamenii, aflați într-un număr foarte mare, au cântat alături de preoți în jurul unei mese pline de unt de lemn, lumânări, colivă și chifle. Sfântul Mina rămâne pentru credincioșii ortodoxi un exemplu de curaj și evlavie. Faptul că la Câmpul Lung au fost aduse de pe muntele Sinai o parte din moaștele Sfântului este o minune pentru care credincioșii mușceleni trebuie să păstreze o vie recunoștință.